Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Gemeni, 17 noiembrie. Înainte de toate vreau să vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu pentru a primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui. Oamenii mei dragi, Zodia Gemeni, în această zi văd că veți fi foarte organizați, veți lua puterea mâinilor dumneavoastră, veți comanda, veți hotărâ, veți lua decizii pentru structura dumneavoastră, pentru stabilitatea dumneavoastră, pentru siguranța dumneavoastră în ce privește proiectele, în ce privește locul de muncă. Sau, dacă sunteți femeie, un bărbat care îi place să comande, un bărbat care îi place să dețină controlul, e posibil să fie zodie de berbec și poate nu, dar acest bărbat e posibil să fie un pic cam dur cu dumneavoastră și acest lucru să vă facă să plecați în căutare, să vă autoafermați, să încercați să vă ajutați, să spunem așa. Dar vreau să vă spun că vă veți împăca cu partenerul dumneavoastră, veți face pace, să știți, la sfârșitul zilei va fi împăcare, va fi, cum să spun eu, pace, da? Pentru că este o relație de iubire și sunt sentimente în această relație. Și doi de cupe, deci în ce privește o relație, este o relație stabilă. Acest bărbat este un bărbat care și este foarte protector, dar fără să-și dea seama poate să rănească, să spunem așa, fiind foarte protector și modul lui de a fi, poate fi o persoană mai impulsivă și acest lucru să vă, cum să zic eu, să vă facă să vă gândiți că aveți nevoie să vă afirmați ca persoană, să plecați în căutare, dar vă veți împăca cu acest partener. Sau în ce privește locul de muncă, văd că un bărbat veți avea parte de stabilitate la locul de muncă, acest bărbat vă va da ordini. Văd că un bărbat va avea un rol important în viața dumneavoastră și văd că va funcționa această colaborare, da? Deci stați liniștiți că va fi pace. Da, se vor sistema lucrurile. Haideți să vedem și ce vrea să vă transmit acest oracol. Să nu lăsați capcana iluziilor, să greșiți în ce privește o conexiune de suflete, o adevărată conexiune de suflete. Deci nu permiteți iluziile, nu permiteți gândurilor negre să apară și să, cum să spun eu, să greșiți în această relație, da? Deci lăsați deoparte aceste iluzii, nu dați voie minții, pentru că mintea ne minte de obicei. Ascultați-vă intuiția, pentru că văd că va fi bine. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă aștept la următoarea etalare și vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!